Dragi prieteni, bună! Astăzi suntem la zona Ars, într-o zonă mai, zicem, interesantă, la Baștina, pe teritoriul Moldova 1. Discutăm astăzi cu poetul și actorul Artiom Oleacu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Poetul sau actorul sau actorul? Care scrie. Care scrie. Mi-a plăcut replica asta care ai dat-o anterior. Se zice că aici se filmau emisiuni pe vremuri dedicate agriculturii. Un loc, zic eu, pitoresc, un loc care își poartă amprenta. Frumos, da, mă bucur că mă aflu aici și cu într-o zi frumoasă, cu soare, cu... Hai să vorbim despre Baștina. Care este Baștina ta? Eu m-am născut la Chișinău. Așa. Și am făcut liceul Alexei Matievici la Căinari. Uh-huh. Este liceul Alexei Matievici la Căușeni și la Chișinău. La Căinari s-a născut poetul, chiar acolo s-a născut, este casă-muzeu. Mă mândresc cu lucrul acesta și cumva și-a lăsat amprenta și asta, pentru că am început să scriu poezii, să încerc să scriu poezii la o vârstă mai fragedă. Așa. Și liceul Alexei Matievici la Căinari. Deci profesoara mea de limba română mi-a deschis, ca să zic așa, porțile, pentru că pe atunci, când eram prin clasa 11, am fost profă de limba română, a observat că eu scriu, mie îmi plăcea foarte mult, eu eram destul de reușit, scriam compunerile, pe urmă comentariile, toate chestiile astea, uh-huh. Colegii așa mai trăgeau și ei cu ochiul. Recitam foarte frumos, deci toate chestiile astea cu scrisul, cu recitatul, eu le aveam mereu. Și i-a observat poeziile mele atunci, așa, primii pași, care erau așa foarte aproximativ cam cum ar scrie un adolescent, cu rime așa facile, gen soare-floare, știi? Și primele poezii, apropo, au fost niște felicitări. Două ori pe an eu scriam felicitări mamei, era ca un fel de ritual. Și acolo, numai decât de ziua ei, pe 28 noiembrie și pe 8 martie, eu compuneam acolo 4 versuri sau 8 versuri și scriam pe felicitare. Cred că țin minte, în orice caz țin minte o strofă cu siguranță, care spre exemplu, da, hai să unul dăm, dintre hai să poemele și poemele ei preferate. Mi este dor așa de mama mea, mi este dor așa de tare, privesc urât printr-o perdea și sufletul din nou mă doare. Sunt trist și singur fără ea, parcă nu fac nicio mișcare, mi este dor de mama mea, mi este dor așa de tare. Iată o poezie așa care a sensibilizat-o, țin minte că atunci când am recitat-o îi plăcuse foarte mult. Scuză-mă, o să te întrerup aici pentru a face un contrast. Te rog. Aceasta a fost prin anii 90? Da, cam, bun, 90 cred că e mult spus, dar mai aproape de 2000. Eu în 2000, în 2005 deja intrasem la Academia de Arte. Acum, din 2000, iată să vedeți și voi, în 2019 a fost publicat acest volum, primul, Miere pentru toate exponatele, și voi da citire unei poezii care, zic eu, e mai bună decât orice biografie a lui Artiom. Orice CV. Uh-huh. Orice CV, pentru că, de fapt, și această carte ne vorbește mai mult despre cine este Artiom. Așadar, mă cheamă Artiom, am 33 de ani, mama e medic, tata e inginer, nu sunt alcoolic, nu fumez, nu mă droghez, nu sunt bolnav de tuberculoză, n-am tumoare, diabet ori sida. Mă cheamă Artiom, am nevoie de aer ca să respir. Și de ce aici? Și bine ai recitat. Și de aici o întrebare. Mai ai nevoie de aer să respiri? Și nu mă refer doar la perioada pandemică, dar de ce anume are nevoie un poet ca actor în această țară pentru a exista?
Frumoasă întrebare și grea. Momentul ăsta cu, apropo, mă cheamă Artem, am nevoie de aer ca să respiră, exact anume fragmentul ăsta este și în, și în al doilea volum Spinner. Cumva el trece dintr-un volum în altul ca firul roșu. Dar care e povestea cu, în general, cu mă cheamă Artem, am nevoie de aer ca să respir? Când scrisesem versul ăsta, era până la pandemie. Așa. Și el cumva a fost... Ai anticipat. Vizionar cumva. Da, vizionar cumva și chiar atunci când s-a făcut debutul la Miere, Maria Pilkin, poeta, a observat chestia asta, că versul este, este vizionar. Referitor la un poet care are nevoie, de ce are nevoie un poet în țara noastră? Pe lângă aer? Pe lângă aer, cred că nevoie de, de libertate. Pentru că tu ești artist, o să mă înțelegi că e nevoie atunci când, atunci când ești cumva legat la mâini, atunci când ai niște restricții sau nu ai posibilitatea, nu ai atmosfera de, de a crea, te sufoci, te sufoci, exact, da. Orice artist are nevoie de, de libertate. Artem și-a pus telefonul în gură. A încercat să formeze numărul cu dinții. Abonatul se afla în afara areei de acoperire și a zis, a plecat și asta. A plecat cu două magnețele pe care scria Moldova. A căzut pe gânduri. Interesant unde. Vorbea în turcă, în arabă, poate era din Mumbai, din New Delhi, felul cum era împletit părul, l-a zăpăcit și mai tare. Turnul Babel și-a scos telefonul din gură, a scuipat de ciudă și a șters pantoful cu mâneca, s-a așezat la masă. Îmi va fi greu să o găsesc. Lumea nu e un cămin de fete din anii studenției. Dar în ce constă atunci această... nu știu, lipsă de libertate de care ai pomenit, care cumva te afectează. Libertatea poeziei, libertatea politică, da, libertatea financiară. Da, acum nu o să mă refer doar la, la poezie, la literatură. Sigur că eu ca și ceilalți mi-aș dori ca tineretul să fie mai mult sprijinit, susținut, promovat, ascultat, da, să se atragă mai mult atenția. Și să fie, la urma urmei, da, exact, mai vizibil. Da, pentru da, că în, da, în ziua de astăzi este un torent extraordinar informațional și foarte puține filtre și oamenii nu pot chiar găsi acea informație dintr-o dată care le interesează și ca să ajungi, da, cu un volum, spre exemplu, cu Miere pentru toate exponatele, cu Spinner, cum ajungi la publicul tău, cum ajungi la cititor. Cel puțin este nevoie și de o editură, de o platformă unde poți să-ți prezinți textele, unde să-ți poți prezenta volumele, să citești din ceva care intenționezi să publici, cum faci tu, care e parcursul tău? Să povestesc un pic despre, despre Miere. Deci Miere, Miere pentru toate exponatele este un câștigătorul concursului debut în poezie Alexandru Mușina. Alexandru Mușina, renumit un poet obzecist din România, unul dintre cele mai prestigioase concursuri din, din, din România. Și cu aceasta ai debutat. Cu acest volum am, cu acest volum am debutat. În, în prima, prima lectură publică a fost la București. Pe atunci Claudiu Comartin, poetul, își organiza lecturile la tramvai și publicul din, de la București a făcut cunoștință, ca să zic așa, primul cu, cu Artem Oleacu. Și cineva mă întâlnisem cu, cu un regizor care mă întreba, Artem, ce mai faci, mai scrii? Și eu ziceam că scriu, desigur, și am ajuns la, la momentul când, când în România sunt cumva mai, ceva mai cunoscut decât, decât la noi. Dar de ce se întâmplă asta, cum crezi? Iarăși, e legat de, de acest debut, la o editură, apropo, foarte faină, unde și-au scos cărțile mai mulți scriitori de la noi, și Dumitru Crudu și Moni Stănil. Deci, în cazul Mierii, eu nu m-am ocupat cu promovarea volumului. S-a făcut lectura și acolo, ca, așa, ca, o, ca o pânză, cumva, s-au, au venit și criticii la lectura aia de la București, s-au luat interviu, acolo lucrurile au mers cumva mai rapid.
Nu pot să zic că la noi tineretul nu se promovează, se promovează și la noi, dar cumva lucrurile nu se întâmplă atât de rapid și trebuie să depui un efort. Deci trebuie să depui un efort, dar acolo ai simțit că contextul te susține mai mult. Da, da, este o susținere și eu le mulțumesc acelor oameni, îi mulțumesc lui Claudiu care m-a invitat la lectură, a organizat lectura aceea care după mine a fost, m-am fost primit bine și după lectură au fost și aplauze care cumva așa m-au incomodat, că nu m-am așteptat. De obicei eu sunt deprins când e de ce sunt scenă și actorii primesc aplauze. Aici, alt fel de aplauze, da, aici, nu? Aici nu m-am așteptat că vor fi aplauze după lectură și făcusem lectura și la un moment dat m-am oprit că cumva simțeam că posibil că trebuie să mă opresc, știi cum nu este. Trebuie să, da, nu trebuie să fac abuz de asta, dar m-a rugat, am fost rugat să continui mai departe lectura, după care au urmat și aplauzele și a fost ok. Astăzi, la teatru, după premieră, colegii i-au zis lui Artem că a jucat minunat. Avea încă un motiv în plus să meargă la mamă, ca să-i spună că a avut succes, să fie și ea bucuroasă pentru el. Nu a avut răbdare să aștepte troleibuzul. A luat un taxi, l-a rugat pe șofer să meargă mai repede. A coborât lângă bloc, a deschis ușa, a intrat în cameră. Mama lui se simțea rău. S-a certat cu șefa. Era palidă, răsufla greu, era cu mâna pe piept, nu avea cărcel, dar piciorul stâng îi tremura. Artem s-a speriat și a fugit la Maria. A doua zi mama s-a trezit mai târziu și a întârziat la lucru. Toporul a lovit în capul lui Artem și l-a despicat în două. După o noapte cu Maria, fața lui Artem arăta ca o râșniță de cafea. Parcurgând aceste texte, sigur că ceea ce mi s-a părut interesant este această, probabil, dedublare la un moment dat a lui Artem, atemporală, în care nu mai știi, e un alt Artem sau e tot același Artem și probabil nici nu o să-ți dau această întrebare, cine e Artemul cel mic. Poate ești tot tu, poate e ceva imaginar sau poate e reflexia ta peste timpuri, dar această poziționare în același vers atemporal cumva sau diacronic mi s-a părut un lucru interesant și felul în care ăla mic tu chiar îl simți pe el mic, adică cu toate ocupațiile și cu toate grijile pe care ar putea avea un copil. Alte ori mi s-a părut unele texte destul de abstracte, când dintr-o dată acestea fiind cumva ancorate în lumea teatrală și aceste trimiteri în lumea teatrală, pe parcurs îți dai seama că eroul face parte din această lume. Și am vrut să te întreb pe cât era pentru tine de important sau relevant de a face această legătură cu cealaltă ocupație, cealaltă dimensiune în care activează actoriei și a teatrului. Și Miere a fost construită cumva ca o piesă de teatru, pentru că ea are toate componentele, hai să zic așa. Deci este Artem, eu-l pe urmă este Artem cel mic, care cumva e cealaltă jumătate a mea. Eu nu sunt primul care s-a mai scris diferite lucrări pe tema asta cu dedublarea personalității, nu sunt eu primul nici ultimul. Era și logic cumva, eu am făcut masteratul la dramaturgie scenaristică și nu puteam să nu fac aceste inserții din dramaturgie, mai ales că când eram student... Întrebarea ar fi că nu puteai, dar că invers puteai să nu. Da, sigur, dar cum să zic, era am vrut să combin lucrurile. Am vrut să combin lucrurile pentru că în felul ăsta știam că am ales cumva, știi, până ajunge la textele astea cu Mierea, poeții, mai ales începătorii, își caută stilul, drumul cumva, până găsesc așa portița și ca lucrurile să accelereze. Au fost alte tot felul de personaje până am ajuns la acest Artem.
Și în felul ăsta, făcând aceste inserții din dramaturgie, cumva s-au îmbogățit textele, știi? Uh-huh. Adică au devenit așa ușor deosebite, știi? Crezi ușor, că cumva au dat altele. O personalitate? Da, da, da. Mai cred, mult decât da, cred că da. Cred ceva da. Impersonal cineva și abstract. Cineva care îmi luase interviu a zis, a folosit cuvântul hibrid, care pe mine nu mă sperie și cred că tind să dau dreptate, că e așa un hibrid între poezie și dramaturgie. Iată așa o fuziune interesantă care, pe de o parte, și îl reprezintă pe protagonistul de astăzi, Artem Oleacu, care activează și pe filiera teatrală, dar și în domeniul literaturii. Și aceasta se resimte și într-a doua publicație, într-a doua carte cu titlul Spinner, cu toate că, parcurgând acest text, poți să-ți dai seama că este puțin de alt gen. Eu aș risca să-l numesc un fel de monolog dialogic. Chiar ca formă este structurat drept un dialog și drept o adresare a fiu tată, probabil această formulă despre care ne va vorbi și autorul. Care a fost istoria creării acestei cărți? Deci Spinner-ul a fost scris ca o piesă de teatru. Problema, eu de mult îmi doream să scriu un text despre tata, este un volum așa, hai să zic, mai personal, autobiografic. Mai autobiografic. Eu l-am scris aproape dintr-o răsuflare, știam despre ce voi Ai scrie. Ai avut aer știam, de data aceasta? Da, de data asta am avut. Și Spinner vine cumva ca o continuare la o piesă de teatru, Diagonala B, care a luat premiul de la Uniunea Teatrală. Dar toate cărțile tale sunt premiate. Așa s-a întâmplat, da, într-adevăr. Ce faci dacă nu e premiat o carte? Faci un samizdat? Nu. Lucrurile au coincis și nu pot decât să mă bucur în privința asta. Totuși, eu vreau mai am nevoie de ceva. Vreau să mai scriu câteva cărți, nu chiar într-atât de multe, sper să-mi iasă. Ca după aia să trag paranteza, să trag o linie. Deci, Spinner-ul este o continuare la Diagonala B. Diagonala B este o piesă de teatru și a luat premiul de la Uniune, este despre mama. În Spinner am mers un pic mai departe și am discutat despre tata. La un moment dat istoria cu Spinner-ul este foarte interesant pentru că a fost scris ca o piesă de teatru, dar mai târziu am transformat textul în poezie. Și textul a fost așa pus în saltar ca după o perioadă, pentru că Diagonala B scrisesem de mult ușor și am fost contactat și întrebat dacă am un nou text pentru publicare. Sincer, nu credeam că undeva prin interviuri care este că spuneam că după ce am debutat cu Mierea, eram sigur că vor trece 5, 7, 8, 10 ani până voi scoate următoarea carte. Nu mă așteptam că lucrurile vor evolua atât de rapid. Deja la debut, criticii au spus că este o piesă de teatru. Adică am început cu o piesă de teatru, am transformat textul în poezie, până la urmă tot o piesă de teatru. Deci nu să vreau că nu pot să cumva să cer lucrurile de actorii și de mă gândesc că aceste limite sunt foarte vagi. Ele practic dispar între genuri, între domenii și la un moment dat, o piesă de teatru cumva pronjează într-un poem și invers. Fiule, nu cred că trebuie să găsim răspunsurile la toate întrebările care ne macină. Bea o cafea, fă o plimbare, odihnește-te. Tată, există pe lumea asta destui bărbați adevărați, dar oare eu fac parte dintre ei? Dar oare tu faci parte dintre ei? Întrebările mă omoară, tată. Fiule, tată, o rugăciune m-ar ajuta puțin, da, nu? Fiule, o rugăciune te-ar ajuta puțin, da. Tată, e nevoie de soluții radicale, ce zici? Fiule, nu știu. Parcurg cartierul seara în liniște și mă gândesc cum aș putea să te ajut. Uneori îmi apare câte o idee de răspuns, uneori văd și eu câte o întrebare, dar bună, bună că-ți vine să urci pe case ca omul păianjen. Înțeleg, tată. Fiule, e rău când nu te întreb deloc, e mult mai rău. Serios, tată, da, fiule. Probabil ești puțin diferit, puțin altfel, diferit de ceilalți. Tu cum te poziționezi?
cum te poziționezi în societate. Cum? Negru, alb, violet, albastru, roșu, galben, cafeniu, turcoaz. Cum te poziționezi? Cum? Poți să-mi spui? Nu pot să-ți spun. Nu pot să-mi spui, nu, tată. Nu pot să-ți spun, nu. Vreau să remarc următorul lucru. Atunci când Artem a intrat aici la Moldova 1, am mai schimbat câteva replici și am mai vorbit și la telefon cu cineva în care am auzit, Artem, tu ce mai faci? Mai ești la teatru? Și el a zis că da, da, nu mă las, nici dacă nu o să am o bucată de pâine să mănânc. Și mi s-a părut replica asta interesantă pentru că reflectă cât de tare tu ții și la actorie, pe de altă parte, încât ai renunțat la mai aproape că la totul pentru a continua acest parcurs. Și despre acest parcurs aș vrea să ne vorbești, despre scena în care activezi, scenele pe care ai activat vreodată și unde te simți tu așa ca acasă. Pe lângă aceste două volume, mai fac și videopoeme, deci ăsta e un micuț, hai să pot să-i spun așa, proiect al meu. Visul meu este să fac cât mai multe videopoeme din autori români contemporani, autori poeți mai puțin cunoscuți la noi și români și povesteam, da, toți. Mie chiar îmi place, este un ceva foarte aproape sufletului meu. Ieri te-am visat, tată, din nou. Eram pe malul mării, așezați pe nisip. Ca băieții din filmul nostru preferat cu pistoalele în față. Îți închipui această imagine, tată? Mi se pare că subconștientul meu o ia raznă. Îmi spuneai un banc și râdeam ambii ca proștii. M-ai întrebat, tată, dacă am o gagică? Ți-am răspuns, tată, desigur. E la fel de frumoasă ca mama. Și parcă simțeam că ceva nu e bine. La fel cum povestea stupidă că după cum culege piersici și portocale. Îți povesteam că mă recitam de mic poezii, acum datorită actoriei lucrurile stau mai bine. Țin minte că mama mea tot îmi povestește că când eram mic la matinee trebuia să ies în față și să recit o poezie și eram, când eram mic eram rușinos, bun, timid cumva, dar lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Refer la acel Artem care e în viața de zi cu zi. Dar ce ziceai de rușine aceea pe care o simțeai când ai intrat la facultate, la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice? Păi atunci chiar era interesant, băiat de la țară, deci în weekend, ca orice student, plecam acasă, înapoi acolo și mă întâlneam cu colegii mei, cu prietenii și tot mă întrebau, erau curioși, majoritatea dintre ei știau că scriu poezii, credeau că poate am intrat, eu știu, la litere undeva, la Universitatea de Stat. Eu eram într-atât, ai să râzi acum, te rog să nu râzi, dar eu eram într-atât de rușinos și cumva timid și introvert, într-o oarecare măsură, eu am spuneam la colegi că am intrat la Universitatea Agrară. Deci eu fizic nu puteam să pronunț momentul ăsta că eu am intrat la actorie, la Academia de Arte, știi? Pe de altă parte, atunci când mi s-au spus rezultatele, eu la examenele de admitere eram destul de încăpățânat. Băiat de la țară, am venit și am spus, eu vreau la buget, pentru că eu sunt de la țară, mama mea e medic, am crescut fără tată, eu vreau la buget, la grupa română. Și tot comisia încerca să-mi spună, ia că mai este și cursul la rusă, poate vrei sau cumva, știi, ca să nu plătești contractul. Zic, nu, eu vreau la grupa română, la buget și gata și punct. Una dintre actriții care era atunci în comisie, la un moment dat n-a rezistat și a zis, Artem, părăsește auditoriu, nu mai vrem să discutăm cu tine, dacă nu vrei să... Și eu am ieșit din auditoriu și zic, păi gata, nu mai intru nici la buget, nici la grupa română, m-au alungat din auditoriu, mama era în curte acolo, își făcea și ea grijă,
ne-a chemat domnul Urbală și tot spunea și primul, a doilea, a treilea, numele meu tot nu vine, eu nu auzit, nu aud o leacu Artem, zic gata, n-am intrat. Simt minte că stăteam pe scenă și aveam era impresia, știi, ca în filmele astea 3D, știi, că parcă îți duci pământul de sub picioare, parcă cumva mă cufund undeva în beznă, știi, gata, mă duc întuneric în ochi și tot felul de chestii de genul ăsta. Ei, domnul Urbală până la urmă a pronunțat numele Artem Oleacu, a intrat la buget, toate chestiile astea. Și ai putut să respiri în sfârșit. Da, să ies fericit și să bucur și pe mama. Iată că spre final am ajuns exact de unde am început, de la Baștină, de la acele surginți, de la acele începuturi, de la sat, de la zona agrară. Eu îți mulțumesc mult pentru acest deloc, Artem. Și eu îți mulțumesc din suflet.